Anul acesta, după 30 de ani de la începutul lucrărilor bisericii închinate Sfântului Anton de Padova la Iași și la 25 de ani de la înființarea parohiei, a fost sfințită biserica realizată de preotul Iosif Comorașu și finalizată de părintele Alois Farțadi, cei doi parohi care au păstorit această comunitate până anul trecut. Preasfințitul Iosif Păuleț, episcop al diecezei de Iași, a prezidat cu această ocazie Sfânta Liturghie, în cadrul căreia a avut loc sfințirea Bisericii Sfântul Anton de Padova și consacrarea altarului. Dăruiește cu înveșugare ajutorul tău acelora care te invocă, pentru că aici puterea cuvântului tău și a Sfintelor taine să întărească inimile tuturor credincioșilor. Deși vremea nu a fost potrivită pentru a asista la o ceremonie în aer liber, zeci de credincioși, purtând crini în mâini, au participat la liturghie. E o zi deosebită, o zi mare, în ciuda vremii. Noi, tradițional, în fiecare dată, pe 13 iunie, sărbătorim pe Sfântul Anton de Padova, dar acum e o dublă semnificație, având în vedere că se sfințește din nou altarul, dar uitați că rezistăm în fața vremii. E o zi deosebită, da, dacă nu-i frumos. Dar pentru ce vă rugați? Pentru orice. Pentru sănătate, pentru ajutor, pentru liniște în țară. Biserica Catolică celebrează în fiecare an, pe 13 iunie, comemorarea liturgică a Sfântului Anton de Padova, frate din Ordinul Franciscan al Minorilor Conventuali, preot și învățător al bisericii. Născut la Lisabona, în Portugalia, în anul 1195, cel care a fost botezat cu numele Fernando a îmbrățișat mai târziu forma vieții consacrate a Sfântului Francisc din Assisi, luându-și numele Anton. Iconografia îl reprezintă cu o carte în mână, semn al cunoașterii profunde a Scripturii, în timp ce crinul evidențiază curăția evanghelică, iar pruncul Iisus din brațele sale amintește de vizita cerească primită în timpul unei trăiri mistice. Biserica Sfântul Anton de Padova este o biserică romano-catolică ridicată în perioada 1991-1995 pentru comunitatea din cartierul Dacia al municipiului Iași.